Uite cum, la mică distanță de clădirea pe care tocmai am văzut-o, ne aflăm în poarta de intrare feroviară a capitalei, cea mai importantă și cred că cea mai cunoscută dintre gările Bucureștiului, Gara Târgoviștei, cum s-a numit ea până în 1888, sau Gara de Nord, așa cum o știe, cred că orice bucureștean și practic orice român care a călătorit odată cu trenul, care a venit în București, a intrat în oraș prin Gara de Nord. O clădire care a apărut în peisajul feroviar al României și în peisajul urban al Bucureștiului în 1869, când în 1869 a început construcția ei. În 22 septembrie 1869, după cum menționează presa vremii, când în cadrul unei ceremonii s-a pus piatra de temelie a Gării de Nord. În mod paradoxal, astăzi clădirea nu mai seamănă deloc cu ceea ce era în 1869. Era mult mai mică. O parte a ei este integrată în clădirea actuală. Ea a fost extinsă ulterior, arhitectura s-a schimbat de-a lungul timpului, are mai multe etape de construcție care pot fi identificate în clădirea actuală și practic a ajuns de-a lungul unui proces destul de îndelungat la forma pe care o are astăzi. Cum vă ziceam, s-a început construcția în 1869 într-o zonă tot iară periferică a orașului, într-o zonă liberă, era cumva către bariera Basarabului, cum se numea, pe calea Târgoviștei, care era drumul de ieșire din oraș către Târgoviște, actuala calea Griviței, de aia și fost numită Gara Târgoviștei, pe o fostă moșie nobiliară a unei boieroaice care și-a donat terenul practic pentru construcția gării. De-a lungul timpului, cum v-am zis, s-a început să fie extins, adică apărând în 1872 când a fost inaugurată la 13-26 septembrie 1872. Ca dată istorică, deja undeva către sfârșitul secolului XIX, 1890, chiar 1900, ajunsese cumva neîncăpătoare și improprie pentru un oraș în plină dezvoltare, pentru o capitală a țării în plină dezvoltare. Și atunci s-a pus problema la un moment dat, hai să o locuim și să creăm în București o gară centrală după modelul marilor capitale europene. Ulterior s-a ajuns la concluzia că acest proiect ar fi mult prea costisitor și s-a decis extinderea clădirii, s-a mai construit o aripă, cea a caselor de bilete de la clasa 1. Ulterior, în perioada interbelică, s-a construit colțul dinspre calea Griviței și aripa dinspre calea Griviței, care există și astăzi. A fost inițial o clădire destinată companiei de poștă, dar care ulterior n-a mai fost prelată de Poșta Română și a ajuns tot în uzul administrației feroviare. În 1928 s-a luat decizia de a se separa cumva fluxurile de călători și s-a construit această aripă dinspre Bulevardul Dinicu Golescu, pentru că s-a considerat că cei care sosesc cu trenul n-au așa nevoie să se intersecteze cu cei care pleacă cu trenul și atunci dinspre oraș, călătorul obișnuit ar fi intrat prin fațada dinspre piața gării de nord, în fine, își cumpăra biletul prin holul caselor de bilete, se ducea către tren, iar cei care soseau cumva erau direcționați exact pe peronul pe care mergem noi acum și ieșeau pe aripa dinspre Bulevardul Dinicu Golescu, unde îi așteptau birjele sau chiar tramvaiele electrice și luau drumul către oraș, unde aveau probleme sau unde aveau treburile în interiorul orașului. În 1944 a fost victima celebrului bombardament din 4 aprilie, deși a fost bombardată, a avut niște mici distrugeri care au fost reparate. Bun, a fost un incendiu care a fost stins în câteva ore, a fost și o poveste de succes a căilor ferate române, faptul că după un bombardament devastator făcut de câteva sute de avioane în care în toată zona a fost un covor de bombe,
clădirea a fost reparată și practic bombardamentul a avut loc la ora, la orele prânzului, iar la 7 seara deja se restabiliseră două linii din Gara de Nord, ieșeau, intrau trenuri, chiar am găsit în documentele încă păstrate în Arhivele Naționale raportul jandarmeriei de la acele bombardamente, care exact asta detailează. Faptul că la 7 seara, deci jumătate de zi după ce în zonă ploase cu bombe, s-au restabilit două linii și se putea desfășura traficul feroviar, deci calea ferată n-a încetat să funcționeze niciodată, nici chiar în condiții de război. Ulterior au mai fost, toată zona a fost, au mai fost încă, dacă mi-aduc bine aminte, 7 sau 8 bombardamente și de zi și de noapte. Toată zona înspre calea Griviței, înspre ieșirea din oraș, n-a mai rămas piatră pe piatră, puține clădiri au supraviețuit. E o întreagă poveste. Ce ar mai fi așa de menționat despre istoria Gării de Nord? Ar fi momentul electrificării ei în 1969. La 16 februarie 1969, când de pe una dintre liniile Gării de Nord a plecat către Brașov primul tren remorcat de o locomotivă electrică, exact cum e cel pe care îl vedeți lângă noi, în istoria Gării, iară, ce ar mai fi momente de menționat ar fi perioada interbelică, anii 30, începând din 1932, când s-a instalat în Gara de Nord prima instalație practic de sonorizare care dădea posibilitatea călătorilor să recepționeze anunțurile care se făceau la această stație. Chiar am găsit în presa vremii și în documentele Căilor Ferate, a fost o instalație care a avut 6 megafoane prin care se anunțau plecarea, sosirea trenurilor, renunțându-se la vechiul sistem care se utiliza la începutul secolului. Era practic un angajat al Căilor Ferate cu un clopoțel care trecea prin toată clădirea Gării, striga ceva de genul: cine pleacă pentru trenul de Craiova? Știți? Vedeți că pleacă de la linia 3. Ce-ar mai fi iar de menționat? Tot în perioada interbelică, undeva în anii 30, s-a instalat o modernă instalație de centralizare a macazurilor, care practic a făcut să dispară acei acari personaje ale Căilor Ferate, care plecau în fiecare zi, angajații ai Căilor Ferate, care aveau ca misiune sau ca slujba lor întreținerea și efectuarea parcursurilor de ieșire din gara. Adică practic fiecare macaz avea o întreagă instalație cu o încuietoare, cu o cheie, cum avem la cheia de la ușă. Acarul pleca cu o căciulă de chei. Ca să facă un parcurs de ieșire din gară, să poată ieși un tren din gară, trebuia să manipuleze 10-15 macaze, depinde de linia de pe care trenul pleca. În 1932, când s-a făcut această modernizare a gării, au dispărut aproape complet acești acari. Iar ce ar mai fi de menționat despre gară, în clădirea Gării de Nord, undeva în 1890, s-a instalat una dintre primele centrale telefonice din București. Unele surse documentare spun că ar fi chiar prima, altele spun că prima centrală ar fi fost totuși la Teatru Național. Era o centrală, din ce am găsit în documentele vremii, avea 20 de linii și practic conecta gara cu locuința șefului de gară, cu locuința directorului Căilor Ferate din acea perioadă, adică practic a creat primul sistem de comunicații în care conducerea Căilor Ferate știa în orice moment ce se întâmplă în gară și orice eveniment putea fi adus rapid la cunoștința celor care puteau să iau o decizie pentru a rezolva din punct de vedere tehnic. Ne plimbăm practic prin, cum vă spuneam, prin aripa care a fost creată în anii 20, în 1928, când practic gara a căpătat foarte mult forma pe care o are și astăzi. O să vedeți din gara inițială puține elemente s-au păstrat. Ea s-a integrat în clădirea actuală și arată astăzi ca un tot unitar. E foarte greu să mai stabilești exact
care era corpul de clădire construit în 1872, care erau adăugirile ulterioare. Probabil că un arhitect sau un specialist în istorie feroviară își dă foarte ușor seama, publicului larg mai puțin îi sare în evidență. Hai să ne plimbăm, să ieșim pe binecunoscuta galerie de acces de la coloane și să vă mai spun un element foarte interesant de istorie. Până în 1936, practic toată zona asta prin care ne plimbăm acum nu exista. Atunci a fost creată. Inițial exista o linie care traversa piața Gării de Nord și ajungea până pe locul unde astăzi se înalță Palatul CFR. De ce? Până în 1931 acolo erau fostele ateliere de reparații de vagoane, așa numitele ateliere Grivița. A fost nucleul atelierilor Grivița. Ele, începând din 1913-1914, se mutaseră împreună cu depoul de locomotive, zona unde sunt și astăzi, pe calea Griviței. În 1930-31 s-a luat decizia de a le demola complet, s-au demolat ultimele clădiri. Chiar a fost un moment așa notabil în istoria Bucureștiului, ziua în care s-a demolat coșul fostelor ateliere. A rămas un teren viran pe care din 1935 administrația Căilor Ferate a zis: bun, hai să-l folosim cumva, hai să creăm pe el o clădire care să reunească birourile tuturor serviciilor din cadrul administrației Căilor Ferate, care în vremea aia erau împrăștiate prin vreo 7-8 clădiri prin oraș. Vă dați seama ce însemna să ai curieri care duceau corespondența între diversele birouri, ce însemna să trimiți un act de la un serviciu la altul. În 1935 s-au făcut primele lucrări de nivelare și a apărut șantierul actualului Palat al Ministerului Transporturilor, Palatul Căilor Ferate Române, cum este cunoscut de orice bucureștean, creația arhitectului Duiliu Marcu, o poveste pe care o vom evoca într-unul dintre materialele următoare pe care o să le filmăm, în momentul în care ne vom referi strict la clădirile create de acest arhitect, unul dintre părinții Bucureștiului modern, unul dintre părinții arhitecturii moderne din București, Duiliu Marcu, cel care ne-a lăsat Palatul Victoria, clădirea Academiei Militare și multe alte clădiri importante pentru arhitectura interbelică din București. Vedeți, iară, ce ar mai fi de menționat. În piața Gării de Nord există acest monument al eroilor ceferiști, practic dedicat eroilor din căzuți în luptele din primul război mondial, când foarte mulți din angajații Căilor Ferate Române au fost mobilizați pe loc și chiar mulți dintre cei din zona Moldovei, mai ales zona frontului de la Mărășești, au căzut de multe ori apărându-și eroic gările în care au făcut serviciu. Cam asta ar fi foarte pe scurt povestea Gării de Nord, o clădire care și-a aniversat recent, chiar acum câteva luni, în septembrie, și-a aniversat 150 de ani de existență, care, cum v-am spus, deși păstrează foarte puțin din clădirea originală inaugurată în 1872, practic corpul din față ar fi cel care putem zice că păstrează cel mai mult din trăsăturile originale ale gării, pentru că ea până în anii 30, când s-a construit acea galerie pe care ne-am plimbat, practic ea era un fel de gară așezată pe marginea Căii Ferate, exact ca orice gară. Nu era o gară terminus. Aici iară, ce vedeți grație aparatului de filmat, este intrarea în Salonul Regal al Gării de Nord, care a fost inaugurat în 1896 cu ocazia vizitei împăratului Franz Iosef. A fost un întreg eveniment în acel moment și, practic, administrația Căilor Ferate a simțit cumva nevoia de a crea un spațiu strict pentru primirile oficiale, pentru uzul familiei regale, care a fost folosit, iară, până în 1938,
de către familia regală în momentul în care s-a construit gara regală de la Băneasa. Ulterior a rămas și după cel de-al doilea război mondial și este în continuare folosit ca salon oficial pentru evenimente. Chiar ultima dată când a fost deschis, cum vă spuneam, la aniversare de 150 de ani a gării în luna septembrie, a fost deschis publicului 3 zile. Orice bucureștean a putut intra să vadă cum arată acest salon oficial. Chiar e foarte bine că mi-ai amintit din discuție, pentru că, uite, am fi plecat din gara de noi și poate am fi uitat să menționăm un aspect, iar un amănunt foarte important din istorie. Practic, din turnul pe care îl vedeți în fața voastră, grație ochiului magic al aparatului de filmat, vedeți acel ceas. Era locul din care se dădea ora exactă pentru căile ferate, pentru căile ferate române. Chiar există în Muzeul Căilor Ferate păstrată centrala de ceasoficare, cum se numea, a căilor ferate. Practic, acesta era ceasul mamă, de aici se dădea ora exactă și existau 200 de localități din România, 200 de gări din România legate la această centrală, care la mijlocul zilei primeau ora exactă în funcție de care se regla tot mersul trenului. Chiar angajații căilor ferate, impiegatul de mișcare, șeful de gară, aveau celebrul ceas legat cu lanț pe care îl purtau tot timpul la buzunarul hainei și chiar în perioada interbelică, așa, în uzul curent, se spunea că, domne, căile ferate române erau atât de precise încât puteai să-ți reglezi ceasul după ora dată de căile ferate.